Conducerea Moldovei intenționează să aprofundeze cooperarea benefică cu Uniunea Economică Eurasiatică. Despre aceasta a declarat președintele Parlamentului Zinaida Greceanu într-un interviu acordat Eurasia Expert, comentând obținerea statutului de observator la Republicii Moldova în UEA, precum și vorbind despre alte planuri de cooperare cu această entitate de integrare. După ce a dobândit statutul de observator în 2017, Republica Moldova a devenit un participant mai activ la aproape toate evenimentele Uniunii Economice Eurasiatice, la nivelul șefilor de stat, al comunităților de afaceri, al experților și acum, după formarea guvernului pro-prezidențial și la nivelul cabinetului de miniștri, iar acest lucru este recunoscut de toți. În același timp, un astfel de accent pe Est nu contravine ideii președintelui Republicii Moldova de a urmări o politică externă echilibrată și incluzând economie externă. Moldova intenționează să aprofundeze cooperarea reciproc avantajoasă și cu Occidentul. În același timp, Greceanu i-a menționat că întărirea cooperării Moldovei cu Uniunea Eurasiatică și în special cu Rusia este de fapt o revenire la poziția de plecare. Amintim că regimul trecut a făcut tot posibilul pentru a reduce un beneficiu important atât pentru țară, cât și pentru poporul acesteia de a coopera cu Federația Rusă. O atenție deosebită la intensificarea cooperării cu Uniunea Eurasiatică, în primul rând cu Federația Rusă, se datorează faptului că în ultimii ani, în special în 2015-2018, această direcție a fost redusă pe cât posibil. Rusia a fost exclusă din numărul partenerilor strategice ai Moldovei în ianuarie 2015, ceea ce nu corespunde intereselor statului nostru. Acum ne întoarcem de fapt la pozițiile de pornire, cel puțin pe doi vectori de dezvoltare ai Moldovei. În același timp, șeful organului legislativ al țării a subliniat că Moldova are acum un avantaj investițional excepțional, fiind membra a două zone de liber schimb, inclusiv cu Uniunea Europeană și Comunitatea Statelor Independente, dintre care 5 formează UEEA. Vrem să înlăturăm restricțiile privind circulația bunurilor, serviciilor, capitalului și forței de muncă, care în țările membre ale UEEA nu există, pe când în țările terțe sunt aceste restricții pe teritoriul Uniunii Economice, a spus Zinaida Greceanu, vorbind și despre alte planuri de cooperare a Moldovei cu UEEA.